Născut la 15 octombrie 1954 la Reghin, județul Mureș, Eugen Crihan este absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie, secția Filosofie-Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost profesor la Liceul Voievodul Gelu din Zalău între 1978 și 1990, la Colegiul Național Silvania între 1990 și 1998, consilier șef la Inspectoratul Județean de Cultură Sălaj între 1990 și 1991, lector universitar la Facultatea de Științe Juridice 1998-2002, iar din 2002 este lector la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității Oradea. Din 1999 până în 2008 a susținut cursuri la filiala Zalău a Universității Vasile Goldiș Arad. A colaborat cu Napoca Universitară, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Acta Musei Porolisensis, Revista de Filosofie, Revista de Pedagogie, Silvania, Caiete Silvane, Analele Universității din Oradea, Alma Mater Porolisensis, Gazeta de Duminică. A publicat mai multe volume, între care interpretări de texte filozofice apărut la Zalău, editura Gil în 1996, Momente ale gândirii politice, două volume apărute la Zalău, editura Alma Mater Porolisensis, 2002, Mentalității rurale în România de tranziție, un studiu de caz în județul Sălaj, editura Caiete Silvane, Zalău, 2011.